Feriți-vă slujitori ai haosului. Fragmentul de monolit e printre voi. Malfight. Fragmentul de monolit. Malfight este o creatură masivă din piatră vie născută din trupul unei mărețe construcții ixtaleze. Monolitul. După ce a studiat echilibrul elementelor din Runtera timp de secole întregi și a folosit puterea enormă pentru a menține ordinea într-o lume din ce în ce mai haotică și pentru a distruge ființele întunecate care mișună în adâncurile ei. Apare Malfight de albun. Acum se trezește mult prea des din somnul său profund. Îndurând stările schimbătoare ale muritorilor, Malfait încearcă să îndeplinească singura sarcină demnă de ultimul fragment de monolit. Timp de mai bine de două milenii, Imperiul Shuriman a dominat întreaga lume cunoscută, dominând netul burat asupra a nenumărat supuși, până în ziua prăbușirii Catiei. Din clipa în care vidul și-a croit drum până în tărâmul fizic, armatele șurimei au avut de înfruntat un inamic care nu numai că le putea nărui mărețul imperiu, dar părea că devine mai puternic cu cât îi se împotriveau mai abitir. Din ruinele Icatei, corupția s-a împrăștea rapid, revărsându-se asupra ținutului și adâncurile oceanelor, până când tentaculele sale hidoase au atins junglele din sudul extrem al Ixtalului. Da, vă știați că pe lol mai e o regiune numită Ixtal apare Malfite de acolo. Nezuc din ordinul iluminat era un mag al elementelor din Xtal, cu o putere fără pereche și de o aroganță pe măsură. Magul s-a prezentat în fața împăratului și a promis că va crea o armată suficient de puternică pentru a combate vidul și a distruge sursa corupției. După multe luni de muncă asiduă, Nezuc a reușit să termine monolitul. O fortăreață plutitoare mare cât un oraș, construită din piatră vie întreținută de cei mai puternici magi a elementelor și păzită de zeii războinici din Ixtal, scuipând fulgere din inhibitoarele magice care topeau nisipul de sub el și îl transformau în sticlă, monolitul Titanic a început să se îndrepte lent către deșerturile din Icatia. În cele din urmă, Nezuc și superarma lui au ajuns la destinație, pentru a se confrunta din nou cu întunericul infinit al Tărâmului Abisal și cu hoardele de odrasle ale Vidului pe care le crease. Lupta a durat săptămâni întregi și s-a dovedit a fi cea mai violentă și mai intensă bătălie din istoria Runterei de până atunci. Împotriva Vidului s-au dezlănțuit forțe magice atât de puternice încât ar fi putut nimici întregi civilizații și continente. Întunericul le-a răspuns șurimanilor cu aceeași monedă. Energiile sale hidoase au sculptat răni adânci în piatra via monolitului, a cărui suprafață a ajuns să fie brăzdată de malfait, din cuvântul extales pentru piatră stricată, care lăsase în urmă cicatrici ca niște minereuri. În încercarea de a se repara și aș reface arhitectura slăbită, structura fortăreței a fost împinsă la limită, dar forțele magice incredibil de puternice care o susțineau nu erau invincibile în clipa în care Nezuc a încercat să-și adune frații iluminați pentru un ultim asalt disperat, s-a întâmplat ceva de necrezut. Monolitul s-a legănat pentru o secundă, apoi s-a prăbușit la pământ, despicând trăfundurile Icatei și eliberând vidul de desubt. Cea mai mare parte a fortăreței s-a pierdut în gura căscată a vidului și a dispărut în neant fără șoaptă. Celelalte părți ale sale s-au prăbușit din cer peste un peisaj deja deformat și înnegrit de conflictul teribil care se sfârșise atât de abrupt. După luptă, Nezuc, singurul iluminat rămas în viață, s-a ridicat din ruine și a văzut că cel mai mare triumf al său se transformase în cenușă și dezastru. Apoi a fugit cât de departe a putut. În ciuda tuturor legilor naturii, unele fragmente ale monolitului au continuat să existe, înzestrate cu un soi de viață magică. Aceste frânturi aruncate în depărtări s-au chinuit să se vindece și să refacă întregul de care aparținea odată. Cu toate astea, forma nestăvilită a vidului le-a urmat, consumându-le și transformându-le nimic mai mult decât niște forme inerte. O singură frântură a reușit să supraviețuiască. Îngropată adânc și uitată chiar și de cei care slujesc în abis, fragmentul a început să-și adune puterile. După nenumărate secole, frântura a realizat că e în viață, dar și că e singură pe lume. În viacurile care au trecut de la acea zi întunecată, Malfight, ultimul fragment al monolitului, s-a transformat într-o legendă a Runterei. Se spune că a fost văzut în multe locuri, din Targon până în zon. Unii au auzit răgetul ca un scrâșnit de roci venind de la cele mai adânci caverne, alții au auzit o voce slabă murmurând pentru sine ca și cum ar fi încercat să-și aducă aminte de sunetele lumii pe care o știau odată. În ciuda vieții sale îndelungate, fragmentul de monolit poartă și acum în el ardoarea scopului cu care a fost înzestrat de Nezuc. Nezuc ocean. <laughs> Acum Malfight știe că trebuie să se ridice și să înfrunte întunericul renăscut, căci vidul amenință din nou toată runtera. Și așa Malfight a devenit Malfight. Dar aparent e mult mai interesant, nu mă gândeam că o să aibă o poveste așa faină. Mă gândeam că e Malfight, e un bolovan, îți dă râs și mori. Malfight a fost odată mai cetatea zburătoare. What?